În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Câmpul Lung, care a avut loc joi, au fost introduse proiectele care au mai rămas după ce au fost parcurse ședințele extraordinare. Toate proiectele au fost votate la foc automat, fără nicio intervenție pe baza materialelor. Singurul care a întâmpinat probleme a fost cel referitor la răspunsul unei adrese formulat de Primăria Câmpul Lung referitor la cele trei drumuri județene care străbat municipiul. Administrația locală a dorit ca instituția de la județ să le reabiliteze, iar apoi să fie predate municipalității. Când am preluat acest mandat, am făcut mai multe adrese către Consiliul Județean referitoare la starea deplorabilă a celor trei drumuri județene care străbat municipiul Câmpul Lung. Aceste trei drumuri județene au și două poduri și un pod este într-o stare gravă din punctul meu de vedere, pentru că există o expertiză tehnică care arată că trebuie demolat. Și de foarte multe ori am făcut solicitări pentru a le reface și nu am primit niciun răspuns concret la ultima adresă, pentru că la cealaltă n-am primit răspuns deloc. Și ideea este că noi nu dorim să le luăm decât dacă le refac. Și nu ne poate obliga nicio lege din lumea asta să luăm o căzătură. Ei au bani, au și posibilitatea să acceseze fonduri europene și nu doresc să investească în nordul județului Argeș. Există fonduri europene care se dau pentru asfaltare pentru drumuri județene acum și au ales două drumuri județene din sudul județului Argeș și noi dorim să le transmitem că nu dorim să preluăm trei căzături, să le facă și apoi le preluăm cu mare plăcere. Mai ales că în ultimii 30 de ani nu au investit niciun leu în drumurile lor județene. Nu mai vorbim de clădiri. Rezultatul votului a fost de 10 pentru și 5 abțineri din partea consilierilor PSD. Un alt subiect interesant pentru Câmpul Lungeni a fost achiziționarea de servicii de avocatură pentru procesul pe care primăria îl are pentru blocul social. La proiectul privind aprobarea oportunității și necesității demarării procedurilor legale de clasarea municipiului Câmpul Lung ca stațiune turistică de interes național, în materialele de ședință figura la articolul 2 aprobarea contractării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentelor necesare în vederea atestării municipiului ca stațiune turistică. În schimb, în cadrul ședinței de Consiliu Local, a fost supus votului și aprobat numai primul articol, cel privind oportunitatea și necesitatea demarării procedurilor legale. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității și necesității demarării procedurilor legale de clasare a municipiului Câmpul Lung ca stațiune turistică de interes național. Dacă sunt întrebări, supunem la vot, domnul Cicu. Da, da. Domnul Enescu? De acord și eu. Doamna Amalia? Pentru. Domnul Zaharia? Pentru. Domnul Crețu? De acord. Mulțumim. În rest, toate proiectele au trecut de legislativul câmpulungean în unanimitate, fără nicio discuție despre conținutul punctelor de pe ordinea de zi.